să le explicăm oamenilor care sunt mizele și cine sunt actorii Rusiei în această bătălie care urmează, bătălie politică care urmează. Din ce am înțeles, Rusia va avea 5 sau 6 candidați în această campanie electorală și pentru referendum și pentru prezidențiale. Da, se lucrează cu deepfake, cu fake Așa, news, asta, asta deci este masiv. O felie pe care se lucrează. Pe de altă parte, am văzut din ceea ce apare cel puțin în spațiu public, vedem că parcă Kremlinul mizează pe Shor și gruparea Shor. Pe de altă parte, îi vedem destul de activ, inclusiv pe unii, Dodon, doamna Vlah, o văd foarte activ în ultima vreme. Azi am văzut că frământa pâine. Cozonac. Ok. Da, merge prin grădinițe, la copii și așa mai departe. Trimite, apropo, da, trimite scrisorele de 8 martie la femei. Deci e activă, ea se vede că are un rol. Ea are epoleț, are funcție, deci are... Și o să aibă un rol. Asta vroiam că, tot dacă revenim la emisiunea pe care am avut o dată trecută, la care a participat în august domnul Kolminski, el a spus o chestie, n-am reușit atunci să revin la ea pentru că a fost publicitate, și ați spus o chestie foarte interesantă. Nu depinde de Chicu, că vă spuneam că am văzut-o pe Irina Vlah la o adunare de partid la Chicu, în partid. Și ați spus așa, nu depinde de Chicu dacă va fi Irina Vlah la Chicu în partid sau nu. Și am zis, ia să revin la treaba asta imediat, domnul Înțăranu, da? Ce ați avut în vedere atunci? Chiar a fost interesant. Și a fost publicitate și am uitat să revin atunci. Nu, Chicu este curatorul. Curatorul propriu. Nu, uitați-vă, deci acum ca să câștigi alegerile în Republica Moldova, tu chiar trebuie să ai o strategie și o consolidare. Fie pe stângă, fie pe dreapta. Da? Noi vorbim în mod rațional. Haideți să, deci, să nu vorbim acum despre ideologii, vectorii. Deci tu trebuie să consolidezi practic toate forțele politice ca... Și eu nu sunt de acord cu domnul Antoi că Federația Rusă neapărat vrea să controleze Republica Moldova. Va fi suficient să fie un fel de stat satelit sau un stat în zona gri. Fix așa cum noi am fost până acum. Oricum, când... oricum este adică cum pentru aceasta se cere schimbarea și... nu numai guvernării, dar coloana 5 să fie la guvernare. Deci și aici este, aici care e situația? Aici e tare simplu că, practic, tu trebuie să ai o strategie bine determinată ca să ajungi la scopul tău. Pentru că dacă toți vor lucra și toți vor vrea, deci știți cum, toți vor juca în joc, eu vreau să fiu președinte, atunci n-ai să ajungi nicăieri. Și eu sunt de acord cu domnul Antoi. Chestia aceasta nu va funcționa. Pe mine chiar eu mă tem, ca cetățean Republicii Moldova, că... așa, convențional vorbind, dacă Medvedciuc nu funcționează, dacă Medvedciuc nu lucrează ca strategie, după el vin tancuri. Și iată, domnul Antoi are perfectă dreptate, că toată lumea va vedea că această strategie de aderare la Uniunea Euroasiatică, revenirea sub aripa geopolitică a Federației Rusiei nu va funcționa. Și ce va fi după asta? Aici, instituțiile statului trebuie să fie foarte și foarte bine pregătiți și trebuie să fie conștienți de orice fel de scenarii ca să preîntâmpine și să nu admite destabilizare. Da.